Bine v-am regăsit! Florin Pescaru, nebun, vă salută! Dragi prieteni, astăzi mi-am propus să facem împreună o legătură fir de păr cu spin. Este mai nou procedeu, se folosește. Încercăm să îl facem noi de mâna noastră. Există și prelegate, am și eu ceva pe aici la spre vânzare, cred că se văd, se cunoaște că sunt legate industrial. Nu sunt adeptul la așa ceva. Nu sunt adeptul pentru că nu e făcut cu mâna omului și ce face mașina mai dă și greș. Mai există varianta, tot încerc o pensetă să îl prind, să vi-l arăt. Numai puțin să schimb penseta. Mai există și varianta aceasta cu agățătoare de silicon, dar suntem limitate în lungime. Adică nu putem pune nada decât pe lungimea spinului, care asta e de 5, de 7, da? Și atunci ce facem? Am luat noi pentru astăzi un spin, un ac cu ochet, da? Un ac mic, ăsta este un ac de 10, un ac de 10, da? Un ac de 10, un fir, am luat un 0,20, că este destul de rezistent pentru peștele pe care îl vizăm cu acest pin, da? Pe acest fir am băgat în prealabil un opritor. Ce facem? Pur și simplu facem legătura. Legătura spinului. Ținând cont că bate foarte puțin lumina. Am reușit, n-am reușit. Am reușit până la urmă. Am băgat firul pe spin. Nu fac altceva decât fac nod normal. Am văzut colegi care fac nodul ca la ac. Iese puțin cam grosuț. Așa că fac buclă, îl dau de două ori. Bag spinul. Da? Mai dăm o dată. Deci de două ori bag spinul. O mențin foarte bine. Acum ne va trebui ceva să ne ajutăm. Îl văd în ochi aici. Ceva să ne ajutăm să aducem asta, cum îi spune, bucla cât mai lângă, mai lângă spin. Deci exact lipită de spin, dacă putem face chestia asta. Bun. Da. Asta este legătura noastră cu spin. Acum, nu facem altceva. Tăiem surplusul. Atenție! Tăiați surplusul dacă ați făcut nodul bine și l-ați tras cât se poate de aproape, dar atenție să nu ciupim firul principal. Acum, delimităm lungimea forfacului, da? Să ținem cont că va veni și răsucirea aceea pe ac. Vom face noduri fără nod. Ce mai facem? Mai luăm o bucățică de varniș micuță și am să vă spun de ce. Pe care o tăiem. Chestie de, eu am tăiat aici 2 mm. Ca să vă dați seama, încerc să vă arăt în vârful pensetei. Deci un varniș mic de 2 mm. Îl bag pe fir. După, deci ordinea va veni spinul, opritorul, varnișul, da? Varnișul. Și acum nu facem altceva decât să facem legătura la ac. Înainte de asta, varnișul pe care l-am băgat, cu atenție, îl băgăm pe vârful acului, astfel încât legătura să fie, cum să spun eu, de-a lungul firului, să vină după el și opritorul și spinul, da? Deci îl băgăm pe vârful acului, îl tragem ușor peste barbetă. Așa, deci va veni de genul acesta. Da? Sper că se vede. Deci varnișul, opritorul, spinul. De ce? O să vedeți. Îl lăsați puțin mai lunguț. Eu l-am lăsat aici de circa 3 cm. Acum ce facem? Băgăm celălalt fir. Ne aducem aminte, da? Împreună cum se face nodul fără nod. Băgăm celălalt capăt al firului prin ochet. Îl tragem. Ne întoarcem. Înfășurăm de 10 ori, de circa 10 ori, una lângă alta strânse,
A, să iasă și un not frumos, că râde lumea de noi. Ne întoarcem cu una, două, maxim trei spire lungi. Tragem capătul firului iarăși prin ochet și avem nodul fără nod. Bun. Acum, la capătul celălalt facem clasicul nod pentru forfac, pentru prins în agrafă sau în vârtej, da? Tragem, îl facem micuț, mai elegant. Este totuși un 0,20 și nu trebuie să fie grosul, am făcut. Ne permite firul, da? Tensor plusul, aici putem lăsa 1 mm 2, v-am spus și mă repet, e bine ca să ne aducem aminte. În caz că se mai strânge firul, să aibă de unde. Bun. Deci am lăsat așa de lung acest fir și de ce am pus acest varniș? Vedeți, noastră, vorbeam înainte la acest ac, la acest pin care deja este limitat de lungimea siliconului. Nu putem băga nada decât cât este lungimea bucății de fier, da? E, noi aici putem, de exemplu, folosi o boabă de porumb. O să și exemplificăm, da? Ia să vedem ce ne trebuie nou aici, să căutăm o agrafă. Vom băga, de exemplu, un pop-up. Dacă pop-up-ul este proaspăt, am spus-o și mă mai repet. Îmi cer scuze, am greșit. Trebuia întâi băgată baba de silicon. Vom băga baba de silicon, ca asta urmărim ca să rămână ultima. De-a lungul o bag. O scot înapoi. Deci am făcut chestia asta pentru a... Ai dat deja dinainte gaură să nu ne chinuim cu spinul, da? În sine. Cu spinul să putem să împingem să ni se înfigă mână. Acum, am zis că o să punem și cum îi spune, și un pop-up. Nu avem altceva de făcut dacă găsim. Un spiral. Ar trebui să avem totuși un... Acum, când îmi trebuie, nu găsesc, dar vom găsi un spiral undeva. Dacă nu, vom face manual. Nu găsim. Asta este. Să ne fie rușine. Mare rușine să ne fie. Dar nu este. Încercăm să băgăm... Ia unul mai colorat ca să se vadă. O la unul roșu, roze, un pop-up roze ca să se vadă mai bine montura. Că este galben și porumbul și pop-up-ul ăsta de ananas. Să știți că merge foarte bine dacă folosim acel porumb flotant, să ne asigurăm că e flotant, că există și scufundător și flotant acesta de silicon. Putem folosi și porumbul normal și babă de porumb normal și orice aia ce vrem noi. Am băgat pop-up-ul. A ieșit vârful, ne asigurăm că a ieșit, îl tragem cu ceva. Vedeți? Pentru asta v-am spus că putem face legătura puțin mai lungă și avem acel da, mic varniș. Acum vom băga porumbul exact cum am spus, prin gaura care am dat-o în prealabil cu croșeta. Deci legătura cu spin, exact ca și la firul de păr. Nu suntem limitați să punem decât cât este lungimea, lungimea la spin. Acum, nu facem altceva decât ne apucăm și învârtim surplusul de fir de păr exact cât avem noi nevoie. În cazul de față, cred că acesta este de ajuns. Și tragem peste el varnișul. Numai puțin să facem o lucrare frumoasă.
Dacă folosiți textil, să știți că nu trebuie să mai învârtiți dumneavoastră. Învârtiți pur și simplu la textil, permite varnișul să se înfășoare direct. Deci învârtiți de varniș și se va duce textilul. Are altă aderență la asta, cum îi spune, la firul de gută. La firul de gută trebuie să facem noi această operațiune. Deci nu facem altceva decât tragem acest varniș și acum o să-i dau drumul ca să vedeți cât de lung a fost, da? Ia uitați, da? Mai facem încă o dată. Ne asigurăm că e lungimea care ne-o dorim. De obicei, cu montura asta, nu știu dacă v-am spus, cred că mă repet, vizăm în genere. O vedeți, am micșorat-o cât am avut noi nevoie și acum ea va sta foarte bine. Ce trebuie să facem? Dacă folosim și pop-up și, cum îi spune, și pop-up și flotantă, că în cazul de față trebuie neapărat lestat. Să văd eu undeva aveam plumbi, dar nu mai văd. Să căutăm undeva o biluță de plumb. Exact ca și la firul de păr, la circa 2 cm de la circa 2 cm de 2 cm de ac o lăsăm, da? Asta este legătura noastră cu spin și cu lungimea ajustabilă la firul de păr. Sper să o folosiți, să o faceți. Cei care vor pot folosi pe cele cumpărate. Eu sunt adeptul că ce-și face omul cu mâna lui, bine-și face dacă vrea. În speranța că ne vom revedea în curând pe canalul de YouTube cu același nume, Florin Pescaru Nebun vă salută și la bună vedere!